cei mai pofticioși au putut răsfăța papilele gustative la un festival de dulciuri. Gospodinele din localitate s-au întrecut pe ele pentru a aduce la festival cele mai delicioase și arătoase prăjituri. De la eclere până la baclavale, toate au fost făcute în casă cu ingrediente naturale, de cele mai pricepute mâini. Cine a dorit să guste din delicioasele deserturi a trebuit să plătească. Evenimentul a fost unul caritabil care să vină în sprijinul familiilor defavorizate din localitate. 40% conform Eurostat din români sunt oameni care nu își permit să își plătească facturile, adică nu își permit mijloacele necesare vieții, 51% din copii. Și am vrut să acționăm local. Și soluția noastră a fost să organizăm evenimente, activități umanitare pentru astfel încât să contribuim cu adevărat în comuna noastră. Iar cumpărătorii nu s-au lăsat așteptați. Oamenii cu suflet mare au dat din puținul lor pentru a-i ajuta pe cei aflați la nevoie. Am avut și noi acum 2 ani o problemă cu fetița și am fost și noi, într-adevăr, ajutați de Comuna Lumina și acum vrem să facem și noi un gest pentru toți copiii, să fie bine și să ne ajutăm că suntem oameni. Prăjiturile s-au vândut mai ceva ca pâinea caldă, iar doamnele care le-au pregătit au regretat că nu au făcut mai multe. Sunt copii care au nevoie și întotdeauna e o senzație plăcută să faci un bine. Presupun că oricum faceți prăjituri acasă, ziceați să făcut asta cu drag. Normal, da. Ca și cum aș fi făcut unui copil de-al meu. Cu ce ați venit? Din păcate, ale mele s-au dat. Au fost niște prăjituri cu cremă și cu bezea deasupra, dar sunt foarte bune și a rămas. Se dau foarte repede. Dumneavoastră, ce ați pregătit? Negrese, prăjitură foaie peste foaie, chec. Voluntarii din Lumina au strâns deja haine și obiecte de uz casnic, iar din banii strânși la eveniment se vor cumpăra alimente, care ulterior vor fi donate familiilor sărace din localitate.